Subiectul de astăzi este legat de modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian la aeroportul internațional George Enescu din Bacău. Am invitat alături de domnul primar din stânga, domnul Cosmin Necula, domnul Benea, domnul deputat Șova. Aceasta este echipa formată pe strâns, care urmărește de aproape derularea execuției acestui proiect important pentru județul Bacău. Vă informăm că lucrările legate de acest proiect, terminalul de pasageri, turnul de control și anexa administrativ, uzina electrică, centrala electrică, garajul, rezervorul de apă antincendiu și celelalte lucrări cuprinse în acest proiect, sunt, trebuie să vă informăm că sunt realizate acum într-un procent general de cam 45-47%. Dar urmează ca, probabil în jurul datei de 20 octombrie, să facem o vizită în teren, direct pe șantier. Important este că ieri, în ședința de guvern, s-a aprobat master plan, în care este cuprins și cheltuielile aferente lucrărilor acestui proiect pe care îl creează Bacău, în valoare de peste 66 de milioane de euro. Lucrările legate de modernizarea aeroportului și a pistei. Cu această ocazie vă informăm că până la sfârșit, în toamna acestui an, o să lansăm și licitația pentru pista aeroportului. Lucrările sunt în grafic. Finalizarea lor, așa cum e graficul de execuție, mai, aprilie, mai, sperăm să le finalizăm și până la sfârșitul, probabil, lui mai, iunie, să putem avea și, știu, demarat lucrurile vis-a-vis de pistă. Cam atât, de scurt. Ăsta este subiectul. Acum să rog domnul Benea, care cunoaște foarte bine acest subiect, să vină cu mențiunile necesare. Da, bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru participare. Am să încerc să fiu mai curești de a repeta, să fiu mai direct și mai explicit. Această întâlnire cu dumneavoastră în acest format este cauzată de două motive. Unu, ieri s-a aprobat acest master plan de transport și poate să vă surprind, eu vreau să felicit Guvernul Cioloș pentru această abordare. O decizie, fie și poate imperfectă, fie poate și luată mai târziu, este mult mai bună decât o tergiversare sau decât o tergiversare. Și felicit și pentru faptul că a adoptat o prevedere de guvern și nu a mai intrat în Parlament, pentru că intrarea în Parlament ar fi presupus încă un spațiu de timp de cel puțin 3, 4, 5, 6, 7 luni, în care fie, și mai ales în perioada de campanie electorală, în care fiecare județ cu parlamentare nu începea să-și planeze pe acolo obiectivele. Deci eu cred că au ales calea cea mai directă și cea mai eficientă pentru a începe odată și odată implementarea acestui master plan pe transport. Care sunt veștile bune și veștile proaste pentru Bacău, până la urmă despre asta vorbim. Vestea bună este că, într-adevăr, aeroportul Bacău, cu lucrările care le are acum în derulare și cele care vor fi, are valoare eligibilă de finanțare de 66 de milioane de euro fără TVA, sau 80 de milioane de euro cu TVA. Asta înseamnă lucrări care sunt acum în derulare și care sperăm să se termine în aprilie 2017, conform graficului. Și, sigur, această pistă care va fi scoasă la licitație, să ne dăm președinte până la finalul acestui an. De asemenea, are prins și un capitol de finanțare pentru terminalul intermodal, dar aici, sigur că primăria, acum, până în CJ-ul, vor trebui să colaboreze, pentru că terminalul intermodal înseamnă conectarea aeroportului cu gara, cu autogara și cu alte puncte de contact la nivelul municipiului. Deci, vestea bună este finanțarea aeroportului din fonduri europene. Vestea mai puțin bună pentru Moldova. Și aici, practic, fac o paranteză, suntem în acest format pentru că cel puțin 3 din 4 am fost la Iași când a fost acea întâlnire cu Guvernul Cioloș și, într-un fel sau altul, am încercat să face
facem niște sugestii acestui guvern legate de investiții de zona Moldovei prin master plan. Vestea mai puțin bună pentru Moldova este că o conectare tip autostradă cu Transilvania nu va fi funcțională mai devreme de 2025. Eu am făcut o postare pe Facebook și am arătat destul de clar acolo. Termenul de finalizare pentru autostrada Mugheni-Târgu-Mureș este 2026 și pentru Bacău-Brașov tot 2026. Chiar dacă porțiunea Iași-Târgu Neamț este prinsă cu implementarea 2017-2020, având în vedere că practic acolo nu este niciun SF sau un proiect tehnic făcut, nu cred că se va finaliza acest obiectiv până în 2020. Deci, până în 2025, autostradă între Moldova și Transilvania nu va fi ceea ce, evident, nu este o veste bună nici pentru Suceava, nici pentru Bătoșana, nici pentru Iași, nici pentru Vaslui, nici pentru Neamț și nici pentru Bacău. Deși, o să vedeți, acolo sunt două cifre, dacă le surprinde. Bacău, Brașov, este ca și valoare până în 2 miliarde de euro. Iar Mugheni, noi tot uităm cu Moldova înainte, deși Moldova se vede clar în ce zona de influență se duce. Mugheni, Târgu Mureș, este peste 4 miliarde de euro. În continuare, și guvernul Cioloș, din păcate, nu a prioritizat varianta cea mai ieftină și cea mai rapid de executat. Bacău, Brașov, 135 de km, până în 2 miliarde de euro. Asta este vestea proastă. Vestea bună este legată de aeroport și e important să vă facem aceste analize pe master planul de transport, pentru că, repet, cel puțin 3 din 4 din cei care vedeți aici am lucrat într-o formă sau alta și ne respectăm o foaie de parcurs, o foaie de parcurs care cuprinde și aeroportul, cuprinde și centrul operatoare, cuprinde și acest Bacău Brașov pentru care ne-am bătut și ne batem în continuare și facem aceste conferințe de presă și aceste discuții din dorința de a nu avea doar de la procesul, se spune, pentru că noi am mai văzut fel de fel de interferențe pe aceste subiecte. Dacă vă amintiți la dezbaterea care și guvernul Cioloș, din păcate singurul partid care a fost reprezentat acolo a fost partidul care face parte cu toți. Sunt lucruri care trebuie expuse și surprize, pentru că asta este realitatea. Ne-am bătut singuri și ne vom bate singuri, încercăm să facem tot ce putem în acest format și în următorii 4 ani. Și sperăm că mare parte din aceste obiective să fie finalizate. O să dau cuvântul și o să predau cuvântul domnului primar cu rugăminte la dânsul să ne spună ce se întâmplă cu celebra strada aeroportului, care sigur ea, din perspectiva programului, face parte din tot ce înseamnă obiectivul aeroport. Dar la începutul acestui an eram amenințați, bate primarul formal, bate primarul informal că acest obiectiv va fi finalizat până la sfârșitul anului. Și eu vă spuneam că pe acest obiectiv nu fusese făcut nici măcar un studiu de fezabilitate. Era un dialog așa aparent al absurzilor, la care presa asista cu neputință și acum, sigur, putem accede la informația din primărie să vedem exact ce s-a întâmplat cu acest obiectiv pe care Consiliul Județean, atenție, strada aeroportului, Consiliul Județean a cerut la finanțare de cel puțin 3-4. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Să practic, municipiul Bacău, într-o fel sau altă, poate fi considerat și trebuie să fie considerat partenerul Consiliului Județean în vederea dezvoltării unor asemenea obiective importante. Nu ascund faptul că municipiul Bacău va fi principalul beneficiar al acestui aeroport și tot ceea ce se va întâmpla în jurul dezvoltării aeroportului. Și mai mult decât atât, pot să vorbesc în numele comunității, să spun sus și tare și respectat că suntem gata să intrăm într-un parteneriat comun pentru dezvoltarea acestei zone, pentru dezvoltarea aeroportului, a terminalului intermodal și pentru tot ceea ce ține de dezvoltarea acestei zone și acestei componente. Din această perspectivă, cred că primul pas trebuie făcut, profesorul Alcum Municipiul Bacău trebuie să arate concret pașii care fac în vederea dezvoltării unei asemenea parteneriat și susținerii aeroportului. Vă spune că, conform cu ceea ce spunea domnul președinte, PNA, da, evident, trebuia să discutăm în primul și în primul rând, într-un 2000 de km, începând din primul pas. Trebuia să discutăm de șoseaua aeroportului. Ce stadiu este, ce se întâmplă cu ea, care sunt sumele care sunt finanțate. Vă pot spune că, în data de 16-a 8-a 2016, practic, înainte de a face
rectificarea bugetară, am solicitat direcției de drumuri să se comunice dacă există studii, documentații valabile și suficiente pentru a începe unor eventuale lucrări. Doi, dacă suma prinsă în bugetul acestui an este suficientă în vederea refacerii acestea în conformitate cu cerințele și necesitățile ce se impun. Răspunsul direcției de drumuri a fost foarte sec și a fost în totală opoziție cu poveștile frumoase spuse de domnii care au condus primăria pentru 12 ani. Nici nu mai contează cum îi cheamă, pentru că, din punct de vedere, au fost toate și în domnul și același efect au fost în oraș. Și acum o să vă dau citirea răspunsului. Referitor la notarea internă drumului, domnul Coromân că strada aeroportului este inclusă în lista de investiții aprobate de anul 2016. Și aici începe. 1. Nu sunt întocmit de studii sau documentații în vederea începerii unor eventuale lucrări. Deci, luați în calcul, ne aflăm în data de 17.8.2016, da? 2. Pentru strada aeroportului, în lista de investiții aprobate de 2016, sunt alocate suma de 45.000 de lei. Pentru studii, expertize, analize și proiect tehnic și execuție. Considerând că sumele sunt insuficiente pentru realizarea străzii în conformitate cu toate cerințele și necesitățile de trafic și cerințele existente. Practic, la data de 17.8, ne aflăm în situația în care această stradă nu putea nici măcar să ajungă în formă de proiectare. Deci nu există niciun document cu privire la această stradă, măcar cu o concepție, cu o gândire, într-o fel sau altă. Pe data de 31.8 am alocat suma de 70.000 de lei, exact necesară pentru a porni, deci nu trebuie să ne învățăm sub nicio formă, fac aici, din timp să ne avem merite mai multe decât ar trebui. Acestea sunt necesare și obligatorii pentru efectuarea tuturor studiilor tehnice și pentru începutul lucrării. Pot să vă spun că este un obiectiv care se va atinge pe 2 ani de lucrare, deci pe acest final de an, acest ultim semestru de an, cât și pe parcursul anului viitor. De ce? Eu sper că până la finalul lunii noiembrie, decembrie maximum, în decembrie să avem scoas la licitație această stradă, în vederea execuției sale, iar de anul viitor să începem, poate chiar la anul ăsta, dacă reușesc, dacă reușim să trecem peste toate componentele de natură procedurală, să ajungem în etapa refacerii străzii. Refacerea acestei străzi nu presupune doar o simplă turnare de cupor asfaltic, iar că suntem acolo să suie de repartitorul de asfalt și e fericit și toată lumea e bucuroasă. Nu. Această refacere a străzii înseamnă o mărire a numărului de benzi, modificare completă de zonă de iluminat, înseamnă modificare completă de tot ce înseamnă canalizare și sistem pluvial. Deci este o lucrare care, din punct de vedere al densității, să zic, de operațiuni, este mare, este suficient mare. Dar, din punct de vedere al proiectantului, nu este o lucrare care se comporte probleme deosebite. Singura necesitate pe care ar fi avut-o această stradă a fost un decident politic care să considere că este oportun și necesar această stradă, care face legătura practic cu poarta Europei. Ăsta e punctul de legătură pe care îl are municipiul Bacău și orașul Bacău cu Europa și cu tot ceea ce înseamnă restul lumii, aeroportul Bacău. Această poartă de intrare în oraș să fie făcută nu după standardele europene, ci să fie făcută de bun simț și nu lăsată în paraje. Și cred că această stradă are nevoie de, în primul rând, un decident politic bun simț. Da, practic, domnul primar spune strada să putea fi făcută de acum 2, 3, 4, 5, 6 ani. De când vreți n-aș putea fi făcută, nu e extinsă, parcare eliminată, într-adevăr, și practic se repetă scenariul de la apă. Să fim foarte expliciți. Se repetă scenariul de la apă. Nu se prind sume buget degeaba și după aceea nu se începe nicio procedură. Responsabil de începerea unei proceduri de achiziție publică, pentru proiectare sau pentru execuție, sunt primarii sau viceprimarii, președinții sau vicepreședinții. Degeaba ai prins investiția în buget, dacă tu nu ai început investiția. Și asta s-a întâmplat cu această stradă, ca și cu rezerva de apă de la Valoras. Au prins bani de-a lungul timpului, strada aeroportului de Bearna acesta au prins, dar nu au început nici măcar procedură. Poate cu vine dacă în februarie domnul primar informal sau cel formal începeau această procedură, poate astăzi aveam un proiect gata și poate într-adevăr dorința domnului primar de a începe anul acesta, care eu nu cred, ar fi fost realizată. Eu sper
sper că această stradă să fie gata odată cu terminalul și cu celelalte anexe la aeroport, adică aprilie, mai bine, deși și acesta este un obiectiv optimist, pentru că e procedura de achiziție, sunt contestații și mai și execuția în sine. Dar asta este. Eu o foaie de parcurs cu care dumneavoastră trebuie să luați cu cunoștință, în termen real, să ajungi cu dânsul acetat dintr-o adresă oficială, pe o foaie de parcurs asumată și de-a multe gândi ne vom mai vedea și cum mai răspunde la întrebări. E posibil pe zona să ne întrebați ce se întâmplă cu strada, ce se întâmplă cu terminalul, ce se întâmplă cu centura, ce se întâmplă cu Bacău Brașov. Încă o dată vreau să spun, eu am fost ironic, chiar fericit cu Guvernul Cioloș, pentru maniera în care au aprobat acest master plan. Pădurile de guvern și cu asta basta. Niciodată nu-i prea târziu. Dacă intrăm în Parlament, era complicat. Că nici la anul nu trebuia să nici aia. Cifra pe care solicită investiții.
Până la urmă, am rezolvat cu această sumă, 80 milioane de euro TVA. Ea este fundamentată de Consiliul Județean. Ea nu a apărut acolo din neamă, așa. Bine. Vreau să spun dacă această sumă ajunge. Consiliul Județean mai potrivit ceva? Are și Consiliul Județean. Cum duce, are mandată lucrurile care se fac acolo, se recuntează pe mingea de Consiliul Județean. Dar se recuperează pe baza... baza aplicației de finanțare. Dar trebuia să apară acest master plan cu obiectivul prins clar, explicit și, sigur, trebuie ajutat ghidul, trebuie pregătit. Dar n-am stat și am pierdut timpul, la fel cum se face și cu pista. Pista trebuie lansată procedura de achiziție, că ea durează. Și merge, se pot face lucrări după care, dacă ai recomandația mea, să fie la recomandare. Deci, în prezent, cheltuielile se fac din lucrurile de conștiințelea. În momentul în care apare ghidul de finanțare, acolo este posibil să fie lucrările efectuate se pot deconta din da așteptăm un tip de... Iar noi am respectat toți pașii, adică prin licitație, în jurnalul oficial al Europene, tot ce înseamnă. Ar fi ca proiectul european. Da. Este o bolboială de care... Vreau să vă comentăm un element în care a terminat și asta. Mai mult a stat în achiziție decât va sta în execuție. Vă spun așa, în achiziție, achiziția a început în februarie 2014 și s-a finalizat în august 2015, a început în noiembrie 2015 și va finaliza în aprilie-mai 2017. Mai mult a stat în achiziție. Lucru care s-ar putea să întâmple și cu strada. Asta din cauza că stați în achiziție. S-ar putea să stea mai mult în achiziție decât în execuție. Dar sunt realități pe care trebuie să le constatăm. Dacă și cu pista. Și pista nu se rog. Bun. Este o bărbuială legată chiar de la CNADND. Deci, în Bacău, Pașcade, o celebră autostradă, am aflat acum că va fi, de fapt, drum expres. Dar s-a vorbit că dunași ceva despre autostrada, mă rog, teoretic inutilă, doar cealaltă de autostradă, Bacău, Pașcade. Acum, mă rog, șeful CNADR a ieșit și a zis că va fi adă citație pe DSP pentru autostrada Bacău, Pașcade. În marca plană aprobată, dar este drum expres. Da, acum vedeți, ești domnul deputat aici, am vrut să nu mai vorbea să crezi, a fost o fudânsului pe doamna nu știu ce căută Bacău Pașcani, noi suntem de Bacău Brașov, pe mult timp. Vedeți, nici nu vreau să discutăm de Ploiești, Suceava, vital pentru dezvoltare. Noi am considerat, așa am analizat din de anul timpului, vital pentru dezvoltarea Moldovei și a Bacăului, în primul rând la Moldovei, repet, este conexiunea finanțială. Până la Ploiești, Suceava sau Bacău-Pașcani. Și noi am plecat întotdeauna pentru Bacău-Pașcani, nu trebuie să fie neapărat Bacău-Bani, ci pentru că era varianta cea mai rapidă în execuție, cea mai ieftină la finanțare. Da. Da, da, dar bine să... Da, știți cumva, dacă fac și parlamentarii din Brașov au ajutat sau încearcă să se facă această... sau numai de cei din Bacău. Nu, adică să fim corecți și realiști. Vă spun cum e discuția, cel puțin pe Moldova. Cei de la Suceava cam mai spus așa. Au fost discuții cu colegii, știu. Cei de la Suceava vreau pe la Vatra Dornei, Picuța, o autostradă. Cei de la Suceava și tot așa. Iașul vrea asta cu Ghemeni, Târgu Mureș. Iar Neamțul și Vaslui le era egal. Pe Iași, Târgu Mureș, pe Bacău, Brașov, pe cam era egal. Deci o discuție din asta demagogică, la care principalii factori au fost cei din Suceava și din Iași. Vă spun, în interiorul, la Iași, a Domniției spunea, domnule, eu susțin asta ca să depuntez în fața mediei, te-aș depunta invers. Eu susțin asta că depuntez în fața la Domniției. Eu cred că la Suceava cum așa, subiectul, totul trece prin Suceava. Din păcate, Bacău, deși are avantaje de poziționare, de traseul Bacău-Brașov pe 135 de km, valoarea investiției până în 9 miliarde, n-a putut stabili aceste dorințe de afirmare din interiorul județelor, care sunt legitime până la un punct, să fim corecți. Da, dar Bacău a scăzut din punct de vedere economic. Și ce să... Da, bun, și chiar e... Nu știu dacă a scăzut, comparativ cu cine și cu ce. Toată Moldova asta. Păi și-ar acum, dacă Bacău a scăzut principala, e Bacău-Brașov care e, să fim corecți. Care a putea relansa. Centura nu mai e de mult un obiectiv care să... Eu am spus-o și la inaugurare aici, când a fost în
mai. Centura nu e de mult un obiectiv care se cântărească în atractivitatea economică a acestui municipiu. Centura mai mult rezolvă o problemă de sănătate a locuitorilor municipiului și de confort a celor care traversează acest municipiu. Dacă cineva spune că e din punct de vedere economic foarte importantă centura la momentul ăsta, sănătatea locuitorilor e afectată de lipsa acestui centru. Dimensiunea economică a județului Bacău și a municipiului Bacău va fi influențată de această conexiune cu Transilvania. Se poate schimba ce se face cu hotărârea de guvern, se poate schimba tot cu hotărârea de guvern. Adică cât de realist e posibilitatea unei schimbări? Păi ce să mai schimb? Master planul? Da, vine altul, da. Păi nu cred că acest master plan se pune la Comisia Europeană, nu poți să te joci cu master planul și e productiv. Mai de-a fost și domnul Rus. Mai de-a fost și domnul Rus. Domnul Rus nu a de Rus. Nu a de Rus. Domnul Rus când a plecat, a plecat cu Bacău la Șor, s-a întors și cu Bacău cu așa. Așa are asta. A pus Europeană, a plecat cu Bacău Brașov, s-a întors cu Sibiu Bacău Pașcani. Bacău Pașcani. De ce? Poate o să vă spună dânsul, o să știe în memorie, că are vorba și... Eu vă păști nici omul politic. De ce nu vreți să acceptăm o dată și o dată aceste idei? Ați fac o intervenție scurtă din perspectivă a schimbării și dacă era trecut prin Parlament și dacă e cu hotărâre de guvern și dacă nu era cu nimic, lucrurile stau la fel din punct de vedere formal. Comisia Europeană dorește totuși o formă aprobată pentru că așa e modelul pe care lucrează ei, însă din perspectivă românească lucrurile stau așa cum știm, dar dincolo de asta, sigur că prioritizările se vor face și în funcție de evoluția procedurilor și de sursele de finanțare, pentru că acest master plan conține multe proiecte care nu urmează a fi făcute din bani europeni. Banii europeni sunt 4 miliarde pe exercițiul ăsta financiar. De la Comisia Europeană a dorit să știe că în afară de traseele pe care le finanțează ei, ce își mai propune Guvernul Român și România de așa manieră încât să fie compatibile proiecte. Așa că nici nu trebuie să ne gândim că ar trebui să rămână ca un tablou și fix, așa, neschimbat master plan, pentru că se poate întâmpla ca pe Sibiu, Pitești, să dureze 5 ani procedurile de licitație, și să ne atrage bani. Iar pe alte direcții, lucrurile să meargă mai repede. Deci trebuie să existe o anumită fluiditate în capacitatea de absorție și de a promova proiecte. Noi însă am stat foarte prost la promova proiecte. Iar din perspectiva poveștii cu Bacău Brașov, cum a mers domnul Rus la Bruxelles, s-a întors cu Bacău Pașcani, este așa cum a spus domnul președinte Dinea, fix geopolitic. Iar Bacău Pașcani s-a transformat, pentru că trebuie cheltuiți niște bani și în regiunea Moldova, fac un drum expres paralel cu un drum încă rezonabil, deși extrem de periculat de nevoie. Dar Comisia Europeană vizează și finanțează doar proiecte de interes european. Ei nu sunt pasionați neapărat cu dezvoltarea infrastructurii, de dezvoltarea economică a unor zone din niște țări. Ei profit de această ocazie să spun poate că să nu toată lumea știe, ei sunt pasionați să aibă cel mai scurt drum de la Hamburg la Constanța, de la Istanbul la Moscova, de exemplu, coridorul nou și așa mai departe. Nu interesează din perspectiva construcției de infrastructură rutieră dezvoltarea unor zone, ci doar exclusiv facilitarea unor căi de transport cât mai eficiente pentru schimbul de metru și atât. Din perspectiva interesului economic al României, sigur că autostrada Transilvania, investită la autostrada de Ictel, era de natură să dezvolte economic cel mai eficient România. Da? Întâlnirea aici. Să spuneți că suntem rădăcioși, dar să știți că niciun politician din Transilvania nu era fericit, nu este fericit cu autostrada de Moldova, pentru că poate niște investitori s-ar translata. Pentru forța de muncă are niște avantaje aici, în zona Moldovei. Nici chiar cei din Bavaria nu sunt interesați de autostradă până la Moldova. V-a dat un exemplu, la momentul respectiv am vorbit de el,
s-a relocat investiție de la Sebeș sau de Sălaj, de la Daimler Benz în Polonia. Vă dați seama ce șanse am avea noi să vină ceva din Germania în Moldova dacă nici de Sebeș n-a trecut. Ce să mai ieși? Aia a fost destul de explicită vis-a-vis de cum vede Ardealul problema cu Transilvania autostrăzi cu Moldova. Dacă ar fi existat o autostradă cu Moldova, poate nu mergeam în Polonia, da? Cam mai asta este. Sper să reprezintă inima ca dumneavoastră, pentru că aceste probleme nu sunt chiar ușoare. Și nu am încercat să reprezintă niciun de explicit. Permiteți să sugerez ceva, apropo de ce spunea cu parlamentarii de Brașov. Ați văzut că s-a încheiat acel acord privind realizarea de aparate de zbor la Brașov. Vreau să vă spun că singura firma din România, care fabrică trenuri de aterizare cu toate aparate, este Aerostar. Deci, acele aparate de zbor, vor avea categoric componente făcute la Aerostar. Cel puțin, în momentul de față, nu există. Așa că poate fi și ăsta un argument să apere și parlamentarii de Brașov pe ideea asta de autostrăzi de Brașov. Domnule, este față de cine este acest argument? Față de nu vă spuneați cine Guvernul României nu știe că Aerostar are o dată importantă și dacă... Vă garantez că nu știe foarte multe. Asta cum era. Deci sunt în stare să spun. Au venit aici și prim-ministri, au venit și de reputația Guvernului, dar nu știa ce se face Aerostar. Și dacă o să întrebați și pe directorul, dacă o să vedeți că așa este. Dar nu asta, dar nu eu am spus ca lume. Dacă considerați că poate fi un parte de fiul aruncat, dacă nu e nicio problemă. Știu însă că acest aparat de zbor, deja o și conducea Aerostar de acolo, stai cum am discutat și în Europa, există preocupare deosebire ca să există o fluență pe drum, că nu se poate transporta cu avionul pe lucrul de aterizare sau pe așa oricum are Europa. Deci, în condițiile astea, e asigură un argument în plus pentru demandarea acestor lucruri. Asta e eu. Și îmi amintesc de ceva, nu mă spunea Armanda. În Grecia se făcea de la Salonica, în Imența, pe coasta Adriatică și se făceau 12 ore. S-a construit așa autostradă, acum zona aceea, și cred că domnul Lașova care s-o confirme, acea zonă este extrem de dezvoltată. Macedonia din Grecia este în o curs de dezvoltare tocmai pentru apariția autostrăzii. Da, dar au făcut-o cu bani din buget, au făcut deficite mari, se duce Grecia în faliment, dar prosperă, ceea ce nu se întâmplă în România și din motive că am semnat pactul fiscal fără să ne roage nimeni, nu putem face deficite, suntem condamnați la stagnare, dacă nu la regres. Iar din perspectiva parlamentarilor de Brașov, eu cred că ei ar fi mai degrabă și ar dori să nu se mai ajungă deloc de la Bacău la Brașov, să fabrici ei și trenuri de aterizare. Nu cred că mor de generozitate să vândă cei de la Bacău trenul de aterizare la Brașov. Pragmatic, urmând-o. Și tot pragmatic, nu trebuie pentru decidenți. Sigur că, teoretic, putea să trebuie faptul că Aerostar poate fi un argument în plus, dar ce ar vrea de plus în fundamentarea unei autostrăzi Moldova-Transilvania, stă o regiune întreagă, cea mai populată regiune a Nord-Est, peste 6 milioane de locuitori, cu indicatorii economici cei mai scăzuți la nivelul întregii Europe. Iar secretul dezvoltării este primul rând o autostradă. Să le explicăm noi decidenților din oricare guvern, că nu e important e faptul care Aerostar, când de fapt îi văd foarte simplu, că Moldova e cea mai, ca indicatorii economici, cea mai scăzută și atent o autostradă. Mai spunem că eu mai e faptul care Aerostar. Nu, aici sunt argumente care le știți, le știm cu toții și noi putem să trebuie în fiecare zi adrese că Aerostarul sau alte, și sau alte argumente. Dar dacă deși nu înțeleg că în Moldova trebuie să vină și ea primea aparte de Transilvania, din punct de vedere economic, tot nu s-o fac. Să fim corecți. Mă, ce o întrebare e, părtea să fie ciudat, master planul ăsta este despre bani pe care investește Uniunea Europeană în... Nu, Guvernul României din diverse fonduri. Eu de ce nu începe cu master planul la Uniunea Europeană? Păi, deci, Uniunea Europeană zice așa, păi eu vă dau niște bani. Pentru niște proiecte care mă interesează pe mine. Perfect. Vreau să nu-i dau nici pe ăștia, dacă nu văd
ce vă mai propuneți voi? Și dacă nu e tapizat și voi, și mai fac o proiecție și pe exercițiul 2020-2026, apropo de ce vă propuneți acum. În sensul că zice, băi, eu nu-ți dau bani să faci Sibiu, Pitești, dacă tu vrei să faci mai repede Sibiu, Brașov, București. Că da, e fărăros. Știm de unde ne vin banii de la Uniune? A, pe care proiecte, prioritar, da, asta găsim în prioritizare. Cei pe exercițiu 2014-2020 sunt o parte, nu toți, pe Uniune și aici e, pot schimba în funcție și de cum merge procesul de absorpție, însă Uniunea vrea să știe, păi eu îți dau bani, îți dau pentru proiectele prioritare, de cum cel mai repede, cum le ai. Vreau să văd și TEM comprehensiv și TEM-TO, ca pe unde cum vrei să-l duci, să fie compatibil cu viziunea mea și atunci îți finanțez. Dar fă-ți proiectele corespunzător, parcurge procedurile de achiziție, apucă-te de treabă. Dacă, de exemplu, se va face mai repede alt segment decât Sibiu Pitești, din prioritizarea 2014-2020, vom putea muta. Însă cel mai avansat din perspectiva studiilor de fezabilitate și așa mai departe este totuși acela, pentru că e un interes. Dacă ei spun, domnule, nu vă finanțez și stați, duceți-vă, aici e instrument, duceți-vă în 2020-2026 cu Sibiu, Brașov, București. Sau dacă faceți mai repede treaba voastră, faceți-l ca Grecia pe bugetul vostru, dar nu depășiți deficitul bugetar. Și deficitul bugetar intră și componenta de PPP și componenta din cuvântul. Ne roagă toată lumea cu bani, cu dobânzi mici, iar noi stăm în 2%, că a semnat domnul Băsescu un pact care a semnat doar zona euro și România, și stăm așa. Bun, deci mai vine întrebarea. Un guvern cu dragoste de Moldova, sau care înțelege necesitatea legăturii dintre Moldova și Bardea. Cu respect, domnule. Bun? Cu respect. Nu. De dragoste. O forță politică consistent și coerent așezată în regiunea Moldova, care se propune a propriilor guvern, fie de stânga, fie de dreapta. O prioritizare, da. Însă, așa cum am văzut că se întâmplă și cu minfirea, o spun așa, ca declarație politică, cu minfirea românului, această concurență regională politicianistă ne va ține pe loc. Noi am dat dovadă de maximum de decență și eu atât la comisii, președintele Cernea și la partid și discuții cu reprezentanții guvernamentale în domeniu. Noi nu vorbim de politicianism. Noi susținem un proiect care este cel mai de bun simț, cel mai ieftin, cel mai repede, cel mai... Dacă voi nu înțelegeți lucrul ăsta și nu vreți să-l faceți, lucru care rus, din păcate, înțelesese, agrease ideea. A plecat la Bruxelles cu Pacău Brașov. Și s-a întors cu Pacău Pașcani pentru că i-a dat barata aia de acolo. Și a zis, nu, cheltuim 6 de milioane, după Pacău Pașcani, cheltuim și în Moldova, vine pa. Asta cu respectul guvernului. Dar nu era limba română, nu era... Da, da, da. Nu trebuie să fim iubiți, trebuie să-i respectați. Nu. Dar chiar și cu ceva asta. Suntem cei mai frumos, cei mai deștept, cei mai buni, cei mai buni. Dar ne poate nimicea. Nu, nu, nu. Cine a spus? Cine a spus? Dar vorbim de varianta Bacău Brașov. Da. Dar nu mai găsești ceva. Cătălință, nu mai găsești ceva. Scrie și foarte uniți. Toate celelalte de nu suntem uniți. Exact asta vorbim și noi. Înainte de a ne iubi guvernul și asta, trebuie să știm noi ce vrem. Și să fim unitari. Dacă noi toți argumesc cu prietacii și toți parlamentarii din toate județele Moldovei aș fi spus, da, Brașov, Bacău, cu siguranță s-ar fi schimbat. Asta nu s-a întâmplat nu se va întâmpla niciun motor în 20 de ani. Să fim realiști. E logic ce spune. E logic, dar vreau să te urea contrastă acum. Și era o logică. Și era o logică. Cred că fiecare de noi, chiar dacă vorbim la microfon, suntem atenți la ce declară ambasadorul american la Chișinău.
a pozele care se mai fac, trebuie toți atenție. Atunci trebuie să mai trecem și prin filtrul ăla, chiar dacă nu vorbim la mine. Vă și mâine și asta. Dar Brașovul, de ce are vreo ieșire la autostradă în acest moment? Poate ei se gândesc că la Bulgar s-au gândit că acest master plan, dacă leagă Brașovul de Bacău, Brașovul la rândul lui trebuie să fie legat de autostradă. Orice autostradă. Bun, dar să ne mai zice autostradă în ea. Poate nu mai știu aproape de tot, dar Cluj, dar Brașovul trebuie legat de Sibiu. Și în master planul ăsta e prins ca prioritate, dar feeling-ul meu e că va fi pe buget de stat, cât o să fie ăsta, Sibiu-Brașov totuși, pentru că și guvernul nu mai poate să stea mult fără să facă mult. Vorbim în termen de cicluri electorale. Legătura Ploiești-Brașov. Brașov este extrem de important economic, lucrul ăsta nu poate ignora nimeni, mai puțin Comisia Europeană care zice că dă bani pentru drumul cel mai scurt. Prioritizează pentru drumul cel mai scurt. Însă, totuși, Sibiu-Brașov este prins în exercițiul 2014-2020. Nici nu-i greu de făcut să și regiunea permite lucrul ăsta. Astfel încât Bacău-Brașov, dacă s-ar fi făcut oricum, nu se termina mai repede decât Brașov-Sibiu. Și gata, și intram în coridorul 4. Să vorbesc despre mine, domnul președinte Brașov, dacă mergeați la Iași și vedeați cum se pune problema, adică și fiecare grup de reprezentanți din județele respective, înțelegeați mai simplu de ce. Totuși, am zis vrea domnul și cu Suceava vreau acolo undeva. Nu am fost acolo, domnul Necula, eu și domnul Șură, am fost la acea dezbatere și erau discuții cu iz patriotic. Ne-am trezit și de la Suceava, ne-am trezit, da, la local. Pentru că de la Suceava chiar a fost pătarea politică pășădinte. Asta este. Dacă vă aduceți aminte, eu acolo am spus, domnule, făceți-o pe undeva, numai făceți. Da, da. Și am fost eu interpretat în Bacău că am prădat eu pentru ea și Suceava sau nu mai știu care componentă. Da, dar știm cu toții că făceți-o pe numărul rând de la făceți-o. De fapt, ei au propus varianta care i-a spus domnul Nicioră și Baia Andreea Prefectoră. O să propuneți un înghiet, dar am pus pe Facebook, de stat de luna mai. Am spus, este propusă un înghiet de cumpăre și pentru că nu se face niciodată. E cea mai scumpă și cea mai greu de realizat. Sunt argumente, apropiam și enumerat. Greu de proiectat, greu de executat, greu de luat avize, pentru că se traversează două parcuri naționale. Se propune o variantă de... Era praful mări. Și este praful mări, din punctul meu de vedere, vă sper să fiți sănătoși și să ne vedem peste 10 ani. Un ghem. Acum, un ghem e, știm cum vede legea politică, nu cred că mai e de activitate, dar fiind. Iași-Târgu-Mureș este dificil de realizat, pentru că este foarte scump. Eu nu cred nici varianta cu 4 miliarde care rezultă acolo din pozițiile adunate. Am pus pe Facebook tabelul clar, explicit. Deci, nu cred nici 4 miliarde, e greu de executat, e greu de proiectat și e foarte greu de avizat. Sunt două parcuri naționale de traversat pe urmă. Să văd eu cum se iau avizile. În timp ce, la Brașov, nu traversează mulți, știm cu toții profilul pe Oituscovasna, nu sunt parcuri naționale, deci e relativ mai ușor realizat. Și traversez și cele puțin nu secuiesc, dacă ai o politică de... Traversez și cele puțin nu secuiesc și duci muncitori și rezolvi mai multe probleme. Da? Da. Trebuie să constatați că n-am avut niciun fel de atac politic, chiar dacă noi toți suntem urichiați, să puși la tapă, toată lumea ne cear, că am înțeles. Dar măcar veniți și noi explicăm niște chestiuni care se întâmplă și o să vă ținem online cu aceste foi de bani consultați. Domnul președinte, domnul primar, se pregătește să meargă la ședința de ADIC și ADIS, două organisme care trebuie să producă și ele investiții și sperăm să le punem pe picioare și să genereze investiții pe apă canal care au stat. Și apoi le iau subiect. Dacă de ce fac. Mulțumim, vă mulțumim.